Mambo Tequila. Mambo Tequila. Mambo Tequila. Așa e, da, asta a fost Daria. Ai văzut clipul? Ce părere ai despre clip? Mi se pare un videoclip foarte energic și îmi place că are o dicție foarte bună în spaniolă. Da, în spaniolă chiar. Și nu s-a chinuit, să știi. Când am lucrat cu ea, a fost foarte, foarte lejer. A învățat și energia și îmi place vocea ei, că este particulară. Ah, ca și vocea ta. Tu ai un timbru special, adică un timbru unic, exact. Și asta e foarte, foarte... cum se zice? Special la un secretul, cântare. Secretul la un cântare, da, așa este. Tot așa și Daria. Și acum, fiindcă promovăm și pe Daria cu piesele ei, Daria a făcut lecții de canto cu Jasmine Sandu și au făcut un duet care mie mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte roșit când am cantat. Tu n-ai fost la concert de pe plaja, din păcate n-ai fost, dar a fost un concert care a fost tot susținut de Litoral TV, ne-a ajutat, a fost foarte roșit pe plaja, frumos. Și Daria și Jasmine au cantat piesa Friends în engleză și mi-ar plăcea să prezinți tu clipul următor, ok? Următoarea piesă pe care o pun pe repeat este de la Daria și Jasmina, Friends. Talking that thing, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can't be reasoned with, I'm not being polite. I told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Want me to spell it out for you? If I am yes, haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? If I am yes, if I am yes. Have you got no shame? You looking insane, turning back my door. It's 2 in the morning, the ring is pouring. Haven't we been in before? Don't mess it up, talking that thing. Push me away, that's it. Have you got no shame? You're looking insane. Here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can't be reasoned with, I'm not being polite. I told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Just friends. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can be reasoned with, I'm not being polite. I told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? If I am here, haven't I made it obvious?
a fost clip pe care ați văzut acum, Amigos. Da, Daria și Jasmine. Daria și Jasmine, și îmi place foarte mult piesa pentru că chiar este... Are un vibe chiar foarte energic. Și nu doar asta, fiindcă Friends este ca și comunitatea pe care se fac cu Tilma Sumios și cu toți elevi. Toți sunt prieteni, ei, adică ne... Toți ne cunoaștem între noi chiar foarte bine. Exact, toți ne cunoaștem, avem și un Instagram, dacă puteți să urmăriți, Mazo Music în Instagram. Și acolo punem poze de la lecții, backstage și așa mai departe, ia? Și Instagramul meu, lupu_gabriel.oficial. Deci puteți să urmăriți și pe Alin Lupu, care este coprezentator astăzi. Punem toate noutățile de la Academie. Și toate notațiile și proiectele, clipuri noi care sunt la Mazo Music Channel. Și am ajuns la o secțiune pe care îmi place foarte mult, că se numește Direct Muzica Creștină. Exact, Direct la Corazon. Câteodată noi mergem la muncă, mergem la activitățile pe care le avem zilnice. Dar trebuie să avem timp și pentru suflet, pentru Tatăl Ceresc. Pentru El ne dăruiește zi de zi tot ce ne dă soare și atunci... Energia de care avem nevoie zilnic. Așa este, și atunci, în secțiunea asta, 10 minute, 15 minute, vrem să vă arătăm două clipuri creștine care au versuri care pe mine mă ridică, mă încurajează să mă... Vrem să acordăm un pic din timpul nostru muzicii creștine. Clar, clar că da. Și atunci vrem să începem cu o elevă, un clip care ție îți place foarte mult. O piesă... Se numește Ancora, de la... Ancora. Ce înseamnă Ancora pentru tine? Ancora pentru mine înseamnă un fel de legătură cu Dumnezeu. Așa, trebuie să fie ancora rădăcină, să fim înrădăcinați de lucruri bune și când vedem că vine lucruri grele peste noi, peste viața, sau uite cum era la tine, păreri de rău că clipul, uite Alin, nu mi-a plăcut sau... Multe vorbe aruncate aiurea. Multe vorbe aruncate aiurea, exact, dar tu rămâi înrădăcinat cu ancora puza unde trebuie. Vezi? Tu te rogi? Da, un pic așa. Foarte bine, așa este. Și atunci piesa asta chiar ne încurajează și pe toți telespectatori, vrem să vă încurajăm și pe voi cu piesa asta, o fată tot din Navodar, deci toate clipurile... Extrem de talentată. Toate clipurile pe care vedeți sunt copii de la voi, de la noi, de la orașul nostru, Corbu, de aici. Deci veți talent 100% local. Și ancora este Andreea Elena, se numește fata pe care a făcut lecții cu Madalina Cauș, o artistă care a fost la mai multe X-Factor, mai multe show-uri așa, care e foarte dezvoltată ca și artistă și a făcut lecții cu ea. Și a urât și piesa asta foarte frumoasă, un clip foarte frumos, Ancora. Ascultați versurile, Andreea Elena, acum. Time.
Avieții ancora, tata, tu ești neschimbat, te ador și te iubesc. Ai văzut? Deci noi, zilnic, ne schimbăm. Uite, am o părere astăzi, mâine am altă părere, apoi mâine vreau să fac altceva, dar Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Mintea omului este foarte complexă privind anumite subiecte din viața noastră. Sigur, și atunci când suntem ancorați în Dumnezeu, suntem, cum se spune, stabili. Adică chiar că dacă vin furtun... Avem o putere anume în care putem să trecem peste orice dacă Dumnezeu e lângă noi. Așa este, deci ancora a fost clip. Și acum, chiar astăzi, sâmbătă, la ora 6, aici în Navodar, o să fie o întâlnire foarte superbă pentru tineri și vreau să vii dacă poți, sâmbătă, astăzi, la ora 6, și am aici adresa la Centrul Creștin, strada Randunelelor, numărul 9, etaj 1, Navodar, și o să vină toți tineri, sunt invitați, e gratuit, pizza, vom mânca pizza, vom cânta cu chitarile, ne vom bucura, vom învăța și o să facem jocuri, deci dacă vrei să vii la ora 6 astăzi și din nou, o să, dacă se poate, o să scriem aici strada Randunelelor, numărul 9, etaj 1, aici în Navodar, deci sunteți invitați. Unde o să ne întâlnim cu toți cei regăsim pe Dumnezeu în sufletele noastre. Să ne bucurăm împreună, toți tineri, chitarile, vor fi multe, avem și un pian superb și acolo mâncăm pizza. Și multe voci superbe. Așa este, da. Deci, vă invităm pe toți și... Număr cât mai mare. Și vrem să, cu piesa următoarea, să ne luăm la revedere. Din partea ta se numește Alin Totalin, clip care o să punem acum, un producător și cantaret care cânta superb. El a fost producător de unei piese pe care eu am compus și este foarte talentat. Puteți să găsiți Alin Timofte on YouTube și piesa asta a depășit 1.500.000 de vizualizări. Poți să crezi? Un număr chiar foarte mare față de vizualizările de la mine de la video. Dar totuși, să fie o piesă chiar creștină cu un mesaj așa de puternic și nu este o piesă, să zicem, comercială, nu este pe postul de radio, să ajungă la 1.000.000 de views și este ceva care chiar mă bucură pentru că este o piesă chiar pentru sufletul pe care eu. Exact, și atunci cu piesa asta vrem să ne luăm la revedere, vreau să-ți mulțumesc, Alin. Și eu încă o dată pentru invitate și pentru că... m-ai ajutat până acum să îmi fac un fel de carieră muzicală. Sigur că da și eu o să te ajutăm în continuare. Mă bucur și că vreau să te încurajam și cred că poate o să pleci și în străinătate să continui. Da. Ia, povestește un pic în Germania, nu? Sau unde? Poate pleci sau nu? Da, s-ar putea să plec în vară de tot în Germania. Super, atunci să rămâi și acolo cu muzica, să nu te oprești și când te întorci aici, să fii și cu noi la mai multe proiecte. Și atunci ne luăm la revedere, toți telespectatori, Alin Lupu, Dani Lupu, Maso. Lupu, bară jos, punct oficial. Exact, Instagram, Facebook sau... Twitter. Google, doar poți să puneți Mazu Music și acolo veți găsi tot. Să ne scrieți dacă vreți să veniți la emisiune. Și ne vedem sâmbătă viitoare cu mai mulți invitați. Și acum vă lăsăm cu piesa asta foarte frumoasă, Alin și Mima Timofte. Acum un clip foarte spectaculos, foarte emoțional. Și sper să vă placă. Și pa, pa, pa. Ne vedem. Cercetez pe
departe.